it up, in seara aceasta, obiectivul să nu fie să încercați niște emoții mai speciale. Știți cum fac oamenii? Așa gândesc oamenii. Joia mare, Vinerea mare, Paștele, Învierea, și atunci trebuie să avem niște emoții speciale. În Joia mare să plecăm capul jos, în Vinerea mare și duminica o să cântăm cam de. Și de foarte multe ori toată treaba asta, nu numai la noi, poate să se transforme într-un fel de emoție mai specială de Paște. N-aș vrea să fie asta. Ci aș vrea să ne gândim cât se poate de rațional, cât se poate de concentrat asupra ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Lăsați emoțiile la o parte. Știți că în Biserica Ortodoxă așa stau oamenii cu capul plecat. E vorba aia, suntem la slujbă, trebuie să stăm așa, într-o poziție mai specială. Și apoi, după ce am ieșit de acolo, și noi după ce ieșim de aici, ce? Fiecare cu viața lui. Fiecare cu viața lui. Așa că nu mai încercați atitudinea și emoția asta de nici nu știu cum se numesc. Dar înțelegeți la ce mă refer. Ce aș vrea, cu toată atenția, cu tot ce știți mai bine, cu tot ce aveți ca și dată, înțelepciune, rațiune, să vă concentrați asupra jertfei Domnului Iisus Hristos. Știu că e un eveniment foarte îndepărtat, 2000 de ani. Știți, dacă ceva se întâmplă acum 5 ani, dacă ceva s-a întâmplat acum 5 ani, destul de greu să din nou să te focusezi pe evenimentul ăla. Și numai 5 ani au trecut, dar 2000 de ani. Mai ales că nici n-am fost noi acolo. Așa că în minutele următoare o să avem o singură plecare seara aceasta, nu o să avem o oră de rugăciune. În minutele următoare vreau, cu câtă înțelepciune aveți, să vă concentrați la jertfa Domnului Iisus Hristos. Am o întrebare. Care este temeiul legal pe baza căruia poate Dumnezeu să pedepsească un nevinovat pentru mulți vinovați? Care e temeiul? V-ați gândit vreodată cum poate Dumnezeu să pedepsească pe unul pentru mulți? Cum e treaba asta? Să pedepsească pe unul, adică pe Domnul Iisus, pe unul nevinovat pentru mulți. Care e temeiul? Care e baza? Care e regula după care se ia? Există, pentru cei ce nu știți, un paralelism între relația omului cu Adam și relația omului cu Hristos. Și Biblia vorbește despre Domnul Iisus ca fiind al doilea Adam. Noi avem o relație cu Adam. Și trebuie să avem o relație cu al doilea Adam, cu Hristos. În relația cu Adam, cuvântul ne spune ceva. Și vreau să vă citesc versetul 12, din același capitol. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Și vedeți acolo puncte. Asta ne duce cu mintea la ceva foarte clar. Că din cauza lui Adam, da? A intrat păcatul în lume și a intrat și moartea și deci acolo moartea a trecut asupra tuturor. Cu alte cuvinte, noi murim din cauza lui Adam. Unul singur greșește și noi toți suntem târâți, parcă, în greșeala lui. Până aici, cred că m-am făcut înțeles. Tot așa,
lucru singur. Haideți să citim versetul care ne interesează. Versetul 17. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, și aici se referă la Adam, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Hristos. Ce înțeleg din versetul ăsta? Tradus și simplificat, ca să nu intrăm în mare teologie. Prin Adam vine moartea. Prin Iisus Hristos vine viața. Așa că nu a plecat capul jos ca un pipuric. Poate și că de frumos pe vorba aia, suntem la biserică. Nu asta ne mântuie. Viața vine prin Iisus Hristos. Moartea a venit prin Adam și eu repede aș putea să întreb dacă ce chestie și de unde și până când o greșit Adam și eu să sufăr și din cauza lui eu să mor. Și poate că am putea veni cu o revoltă de felul ăsta și să spunem nu-i corect. Adam greșește și noi toți după el să plătim. Dar dacă folosim paralela și înțelegem cuvântul, astăzi am auzit despre un dar. Tocmai în versetul care l-am citit. Cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață. Moartea am primit-o, așa cum zic tinerii, default, așa, din start. Fără să ne întrebe nimeni, niciodată. Moartea a venit. A intrat păcatul și păcatul aduce moartea. Aici vorbește despre cei ce primesc harul și darul neprihănirii. S-ar putea că este cineva aici în adunare, s-ar putea, care nu e interesat de Iisus Hristos. Pot să cred asta. S-ar putea că aici, undeva, pe o bancă, poate dintre tineri, cineva care nu e interesat de Hristos. Și îl înțeleg. Dar sunt sigur că fiecare în dreptul lui este interesat de problema păcatului. Și poate o să spună cineva, pe mine și mă interesează măcar problema păcatului. Dar știți ce e legat de păcat? Uitați-vă cum merge cuvântul, succesiunea. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat ce? Moartea. S-ar putea să spui, nu mă interesează Iisus Hristos, nu mă interesează problema păcatului, dar cu siguranță te interesează problema morții și a vieții. Problema morții e o problemă care te doare. E o problemă de interes major. Mai mare și mai importantă decât orice altă problemă. Problemă pe care nu poți soluționa. Problemă care nu poate fi soluționată de către oameni. Oricine ar fi el. Că viața noastră nu e în mâna noastră. Înțelegeți asta? Și atunci se pare că problema morții ne captează atenția. Așa cum am zis la început, dacă moartea vine prin Adam, ar trebui să înțelegem cum viața vine prin Iisus Hristos. Cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață, aici e aspectul vieții, prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Dacă la început v-am întrebat cum poate Dumnezeu să pedepsească pe unul singur pentru mulți, ați înțeles că tot așa, pentru unul singur a intrat păcatul
și moartea peste toți. Toți suntem născuți din Adam. Toți cei ce suntem născuți pe pământul acesta suntem urmașii lui Adam, da? Și bineînțeles, avem o problemă. Păcatul de care nu putem scăpa și moartea. Și nu trebuie să fim focusați. Astăzi, așa cum se numește ziua aceasta specială, Vinerea Mare, la acela care poate să ne ducă viața. Este un verset care l-am citit. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Când Iisus Hristos stă pe cruce, prin ceea ce face El, se dă o hotărâre de iertare. Dacă te interesează iertarea, înțelegi că numai prin Iisus Hristos poți să primești. O hotărâre de iertare pentru toți oamenii, care aduce o hotărâre de neprihănire și chiar la capătul versetului zice, care dă viață. Problema vieții ne interesează. Dar trebuie să primești. Să primești darul neprihănirii. Știu că în adunare cei mai mulți astăzi sunt dintre aceia care au primit darul iertării. Au înțeles că a fost o hotărâre de iertare și au acceptat în viața lor iertarea. Pentru cei care au primit iertarea, e clar, în momentele următoare nu se avea nimic altceva de făcut decât să spunem, Doamne, în planul Tău deosebit. Ai dat o hotărâre de iertare. Și este singura mea speranță. Nu știu dacă ați văzut la televizor, în anii trecuți, când mă uitam, în diferite locuri de pe glob, se fac tot felul de lucruri. Oamenii fac tot felul de lucruri. Se biciuiesc, se taie, se postesc zile întregi. Multe, multe lucruri fac ca să rezolve problema păcatului. Ce mare înșelăciune! Ce mare înșelăciune! Problema păcatului nu se rezolvă prin ceea ce faci tu. Problema păcatului a rezolvat-o Hristos într-o zi ca aceasta. Problema păcatului a rezolvat-o El. El dă viața. Mă întorc, cei care ați beneficiat de această hotărâre de iertare, în minutele următoare, un singur lucru trebuie să spună, Doamne, mulțumesc că și eu sunt inclus în această hotărâre de iertare. Și știu că nu există altă soluție pentru mine. Pentru cei care încă n-ați beneficiat de această hotărâre de iertare, ați beneficiat de prima. Ceea ce vine prin primul Adam. Prin primul Adam ce-a venit? Păcatul și prin păcat moartea. Până aici ați ajuns. Poate că în seara aceasta ar fi un moment în care să spunem, Doamne, știu că n-am cum să câștig mântuirea. Știu că n-am cum să câștig iertarea. Știu că n-am cum să plătesc. Am auzit de o hotărâre de iertare, vreau să mergem la mine. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm pe grupă. Nu ne rugăm cu voce tare câte unul, ne grupăm 2, 3, 4 și...